Toate cele 76 de autospeciale au ieșit în această noapte la curățat străzile, dar unele s-au defectat pe parcurs. Lucrătorii ne-au spus că utilajele sunt vechi și că nu e o surpriză faptul că se strică foarte des. În această perioadă sunt obosiți, fiindcă lucrează și câte 14 ore pe zi. E greu că e noaptea și o zăpadă și nu se vede nici bordiurul, fântânile. Nu, noi am fost 50 în noapte. 50 în noapte? Da. Mai rezistați? Poftim? Mai rezistați? Nu, dar ce să facem? Greu, leapa e puțină. Avem 1.800-2.000 de lei, leapă, asta nu-i leapă. Chișineul ar avea nevoie de 900 de astfel de mașini. Deocamdată angajații regiei de profil se descurcă, însă parcul de utilaje trebuie reînnoit. O știe și primarul. Reformele pe care le-am întreprins în acești 2 ani de zile, tocmai ăsta e și scopul, ca să putem acumula bani pentru a procura utilaje noi și la regia Ex-Drupo și la alte regii care au necesitate. Pe străzi au ieșit autospecialele care sunt în stare mai bună, iar pe trotuare, unde utilajele mici nu au făcut față, drumarii au curățat zăpada cu lopețele. Mașinile de dezăpezire lucrează în regim non-stop, cel puțin așa spune primarul Dorin Chiartoacă. În această noapte, peste 70 de autospeciale ale primăriei au ieșit în stradă ca să curețe zăpada de pe principalele artere ale orașului. Cu toate acestea, dimineața și în timpul zilei se circulă foarte greu. În timpul controlului de noapte, primarul a avut surpriza să fie lătrat de câțiva câini vagabonzi. Drumarii se așteaptă să lucreze în continuare în același regim. Meteorologii anunță ninsori abundente și în următoarele zile, însoțite de viscol și temperaturi sub 20 de grade Celsius.